În conformitate cu prevederile codului administrativ, articolul 133 alinia 1 și articolul 134 alinia 1 și litera A și alinia 5, prin dispoziția primarului 221 din 20 anul, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna octombrie. La această ședință sunt prezenți președinte consilieri, este domnul Melita Marian și domnul Patrona Constantin. Ambele proiecte de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele consultative ale Consiliului Local. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes de natură patrimonială în proiectele dispuse dezbateri să abțină de la deliberare și adoptare. Domnul președinte, dați citire ordinii de zi. Bună ziua, dați citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Consiliului Local Helegiu din 31.08.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Helegiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul școlar 2023-2024. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Helegiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții de anul 2023. Și punctul 4. Diverse. Cine este pentru? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiu din 31.08.2023. Proiect numărul 2. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local. Da, citește. Deci proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Helegiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul 2023-2024. Da, dacă îmi permiteți, să voi. E vorba de două persoane pe care vreau să le veți desemna. Doamna Comand. Da, vreau să mergem pe ceiași oameni cu o experiență. Care au fost și cu ce nu s-au întâmplat? Eu și cu Elena și cu avea doamna secretară o altă propunere la vreme. Cine ce ești în funcție de pune? Doamna Comand și doamna Curăiasă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Da. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Helegiu pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții pe anul 2023. Da. E vorba de obiectivul de modernizare de cămin cultural, obiectivul care l-a finalizat după un timp destul de lung pe care niciunul nu l-a propus. Vineri va fi recepția pentru a-l închide pe cheltuieli pe proiect. Diplom 78.000 de la un capitol pe reparații apă, pentru că anul acesta n-am avut așa mari intervenții pe rețeaua de apă în comparație cu cel de anul trecut și au fost puși mai mulți bani în buget. Bani pe care cheltuieli anul trecut, nu avea cum să estimăm cheltuielile. 78.000 de la apă și ducem la, de la reparații pentru căminul cultural. Ziceți-vă cum vine, sper să nu fie probleme și să ne încheiem acest obiectiv. Da. Discuții. Dacă sunt discuții... Cine este pentru? Potriva cine? Da. Așa. Și punctul 4. Diverse. Cine se înscrie la diverse? Zărnescu? Da, domnule. Domnul primar, este podul la Vățila. E luptă o bucată de podul la Vățila. Podul mare la Vățila. E luptă acolo trăinașul ăla. Deci, cum spuneam toată, la anii 5-6 ori. La Helegiu, care duce la Delen, e luptă o parte ca lumea, nu? Hai să facem, să punem și eu. A fost un accident la mine. Am eu un pins, dacă nu mă înșel. M-am pins. Pins, e rupt, se vede acolo. Să-l trimit cineva acolo să-l... Și asta e sărit de tot ăsta aici. Da, o să... Și cu beburile. Beburile ne-am parat beburile. Adică, deci, podul n-a fost intervenit pe el atunci, nu a fost pe el cea pe 3-3-2. Le era pare din proiectul care s-a făcut. Și o să găsim resurse să-l băgăm în reparație. Oricum, întreg drumul de la DLM, cred eu că la anul va necesita intervenții majori. Ținând cont de ce de la va fi spart, corpa și canalul. Domnul primar, și anul celălalt?
Vă rog tare mult, nu veniți cu canalizarea pe mijlocul șosei. Atenți, hotărăsc eu asta. Dar nu, sunteți primar în funcții, luați cu hotărârea, cu funcții. Păi se vine pe margă. De ce ce-ai spus la tine? Stai cu mine. După ce s-a intervenit pe structura drumului, pentru că nu se compactează suficient de bine, pentru că este destul de greu să compactezi o tăietură de 1,5 metri pe 3-4 metri în funcție de scurgerea din panta canalizării, se mai lasă canalizările. Și asta se întâmplă și la Delen, se va întâmpla și la Bacău, se întâmplă și la Orești, cu siguranță se va putea întâmpla și la Brătila în drumul de Sonic. Eu zic să dea voi să începem mai repede, să vedem ce soluții găsim. Eu un câștig la Brătila, că avem inclusiv parte de branșamente și atunci aceste supraversări pe care am fost nevoie să le facem noi la DRM pe o altă cheltuială, se fac odată cu proiectul și atunci se evită sau se compactează. Clar o să fie dar la Urești, toată lumea e mulțumită că-ți dă. În fapt, la anul o să fie finalizat în care Dacă mă întrebați pe mine, e normal să se întâmple fenomenul ăsta. Canalizarea se lasă. Este, nu are cum să nu se... Nu poți compacta perfect, nici n-ai cum să nu compacta. Ce te rog de garanție? Are 11 ani. Nu s-a întâmplat de garanție, nu puteți să apelați. Deci domnul care a turnat? Deci asfaltul nu are garanție. Asfaltul are garanție. Asfaltul are garanție. Are 11 ani de garanție. Mă ia? Nu mă gândea până în bani, asta nu-i mai bine. Da, dacă mai sunt toate problemele. Și pe acolo, domnul, mai aș vrea politică. Da, da, da. Da, domnul primar, vreau să ne dați posibilitatea să participăm la ședințe online. Este reglementată prin lege această posibilitate. Este o muncă pe care nu presupune prezența noastră fizică aici. Materialele se transmit online, putem formula puncte de vedere online, putem vota online, adică platformă Zoom și să ne consultați. Nu știu dacă e nevoie de platformă Zoom, e foarte simplu și pe WhatsApp putem să comunicăm. Nu a fost până acum solicitări de sensul ăsta. Pentru că eu primesc material, dar sunt situații în care ședința este depozitată. Și am mai fost, pentru că și colegii în situația asta își doresc să participe la ședință, dar nu reușesc în timp. O să intervenim cu o modificare pe la următoarea ședință, pe regulamentul de organizare și funcționare, că nu avem reglementată situația după pandemie, atunci imediat, în care s-a reglementat situația în care consiliul participa și online. Și o să găsim o modalitate, cred că e mai dificil, că ar trebui să montăm aici aparatură. Nu, dar cred că se poate face telefon. E suficient să se audă, adică e personal de văzut cu toți consilierii, e suficient să audă ce se discută la ședință și să pot fi auzit. Din punctul meu de vedere se poate face și fără o platformă, fără o aplicație a lumii, doar printr-un simplu WhatsApp cu cameră. Asta nu înseamnă că noi nu va trebui să facem dovada că am participat, am studiat materialele și... Exact, adică măcar de acele materiale. Am zis că mi-ar trebui să le sămânzi. Domnul Osorie. Lucrurile astea de albea, uitați, ce legături au? Deci nu e primul nostru NGO-ul sau... Cel puțin din 2016, când sunt la primărie, am făcut de foarte multe ori solicitări către SEGHIA, pentru că lucrarea pe care o face SEGHIA, nu primăria Ierigiu, doar la intervenția noastră, spun și la solicitarea și la rugămintea noastră, pentru că în urma inundațiilor din 91 și până astăzi, după 30 ceva de ani, zona aceasta a Tastăului, podul, a podului de la
de N11 au s-a colmatat foarte, foarte mult. Adică partea de jos s-a ridicat vreo 2 metri jumătate, 3 metri, la fiecare obiectură se putea duce dincolo să inunde acele case care au fost inundate. Am încercat de diferite ori, de multe ori, de, nu știu câte sute am făcut la toți directori care au fost. De data aceasta am găsit înțelegere, pentru că unul dintre colegii mei astăzi este ministrul mediului și cred că a rugămintea dânsului și la înțelegerea doamnei directori de la SEDIA, mi-au fost trimise două utilaje care văd că își fac treaba și chiar sunt mulțumit de felul cum lucrează. Se va face amonte și aval de drumul național. A fost nevoit să obținem de la drumul național aprobare, pentru că nu se poate face lucrarea fără avizul dânșilor, în cont de obiectivul lor. Chiar în lege am citit că au obligația lor să curețe albea în val și amonte de pod. Au utilaje performante, cred că mai au putut să multe lucru. Partea de aval rămâne așa cum este acum, e aproape finalizată. Partea de amonte se va ajunge până undeva până de pont în curba aceea, ca să poată veni apa direct. Dar eu am înțeles că e foarte posibil ca acel proiect de care se vorbește cu barajul Belci să ajungă undeva până pe teritoriul comunei noastre, până în dreptul podului, câte știu eu, și inclusiv malurile vor fi protejate, pentru că acel baraj nu va mai fi un luciu de apă, așa cum a fost când eram noi copii sau parte din noi, care eram cu toții. Va fi pe lungime. Adică o chestie de... Da, de canal, cu niște incluzii care se închid atunci când viiturile sunt pe Tazlău sau sunt concomitent cu cel de pe Trotuș și să oprească Tazlău, să treacă Trotuș și ceva de genul ăsta. Așa am început așa de domnul de la mediu, că luciul apei nu va mai fi așa cum știam noi, adică să până spre aerodromul celor care au făcut acum pe luci. Nici nu vor fi atinse, adică de știu. Eu va fi un canal până undeva pe raza, pentru că altfel n-aș fi văzut ce cauză au fost ridicări topul. S-au făcut din cărtucul până în dreptul conductei de la RNG-ul, de către firma autorizată, în vederea pentru proiectul Belciu, au venit cei de la mediu pentru aviz în teren. Ca să vină la urmă aici, de aici a fost ca să vină la urmă. Nu știu, eu nu spun că da, nu știu că poți să vină apă la 4 metri pentru podul. Eu spun că va fi stăpânt în așa fel de podul. Va fi la Bretina, nu să fie curățat. Nu, la Bretina. Nu fac la RNG-ul. Deci, repede, lucrarea de Tăzlău este o lucrare a actorului. Să ajungem până la legiunea 22 metri. Da, mai sunt discuții și de ședința cheiată. Mulțumesc!